tirul sportiv este un sport al minții. Este un sport al puterii de concentrare, a rezistenței la presiune și al capacității mele de a face față tuturor factorilor care mă pot perturba. Sunt sigură că ritmul pe care eu l-am întâlnit făcând pian și tobet m-au ajutat în a face tir, pentru că la fel cum ritmul dictează în muzică aproape totul, așa și la mine ritmul execuției focurilor îmi creează mie o stare de liniște. În general, mâinile nu mi-au tremurat nici la una, nici la alta. Într-adevăr, în momentul în care mă concentrez, totul dispare. În momentul în care intru în sală și încep antrenamentul, totul dispare. Pentru că eu focul pe care l-am tras nu-l mai pot schimba, focul viitor nu-l pot prezice și ceea ce trebuie să fac este să-mi concentrez toată atenția către focul prezent. Să zic că un moment care a fost pentru mine greu de gestionat, dar tocmai mi-a dat mai multă putere de a munci și mi-am dorit mai mult ca niciodată să arăt ceea ce pot, a fost momentul în care nu am fost prezentă la Rio. Dezamăgirea mi-a dat putere, eșecul mi-a dat puterea de a continua și de a face lucrurile cu mai multă îndârjire și cu mai mult patos. Și lucrurile pe urmă s-au legat, iar în martie 2018 eram numărul 1 mondial. În sufletul unui roboțel, în momentul în care se cântă imnul României și a câștigat concursul, zace un sentiment de bucurie imensă, pentru că în momentul acela munca pe care a depus-o a dat roade, iar el, după ce coboară de pe podium, de-abia așteaptă medalia următoare. Este acel sentiment de invincibilitate care îți dă o putere incredibilă. În momentul acela, munca pe care tu consideri că ai făcut-o devine așa ceva foarte ușor. Te întorci acasă și o iei de la capăt, dar o iei de la capăt proaspăt, cu mai multă dorință. Vin acasă dornică de muncă, vin acasă dornică să mă autodepășesc, pentru că știu că doar prin muncă și doar prin antrenamente voi putea să-mi depășesc propriul record.